Da, o bună perioadă de timp. Ștefan a dansat doar cu doamna Ioana. Chiar mă pregăteam să spun că Ștefan o să rămână cu doamna Ioana până la urmă, că nu mai are de ales. Însă, din nou a făcut pași către Maria, s-a dus lângă ea, a luat-o în brațe, a început să danseze iar pe lângă ea și se pare că Maria din nou pune botul și cedează. Mi se pare ciudată situația după ce părea mai devreme că nu-l mai bagă deloc în seamă și că au întrerupt cunoașterea sau, mă rog, mă așteptam la orice după conversația pe care au avut-o afară și era total nemulțumită Maria de tot ce s-a întâmplat între ei și de cum au evoluat lucrurile, de reproșurile pe care Ștefan le-a făcut în fiecare zi aproape și așa mai departe. Ei bine, se pare că iarăși îi cade în plasă pentru că nu știu ce să zic acum, nici ea nu prea mai are multe opțiuni. Și nu cred că își dorește nici să rămână singură, sincer vorbind. Nu știu cât de mult îl place în situația de față, având în vedere că pe zi ce trece a descoperit tot mai mult caracterul, dar se pare că începe să cedeze din nou.